Din 15 ianuarie a intrat în vigoare o nouă lege ce îi vizează pe șoferii care nu respectă regulile de circulație în țările Uniunii Europene. Actul normativ le va da posibilitatea autorităților din alte state să obțină informații despre datele de contact ale șoferului care a încălcat regulile de circulație. România are obligația să pună la dispoziție un document ce urmărește asigurarea la un nivel ridicat de protecție pentru toți utilizatorii drumurilor din Uniunea Europeană. Șoferii români trebuie să fie mai atenți la regulile de circulație din țările Uniunii Europene, asta dacă nu doresc să fie sancționați. Dacă până acum mulți dintre ei au scăpat pe motiv că aveau adresa în România, ci nu în statul în care se aflau în momentul în care au încălcat legislația rutieră, de acum acest lucru a luat sfârșit, pentru că oamenii legii le vor trimite amenziile prin poștă direct acasă. Prin lege se stabilește procedura aplicabilă pentru schimbul de informații între statele membre prin intermediul punctelor naționale de contact, ce vor efectua căutări automatizate referitoare la datele proprietarului și istoricul autovehiculului. În cazul României, punctul național de contact este direcția regim permise de conducere și înmatriculări auto. În cazul în care șoferul român a încălcat legislația rutieră în străinătate, amenda primită va fi trimisă pe adresa de domiciliu din România. Comunicarea procesului verbal și a înștiințării de plată se va face către șoferi prin poștă cu scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire. După primirea procesului verbal, șoferii vor putea efectua plățile amenzilor prin intermediul serviciilor poștale, instituțiilor financiar-bancare sau a instrumentelor de plată electronică, precum și prin sistemul electronic național de plată online, a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar.